România, la consiliat și pe președintele Obama pentru diferite aspecte legate de sănătate, programul și programele americane referitor la sănătatea publică. Rădăcinile lui sunt undeva la Cernăuți. Cum stăm cu... Dacă domnul profesor Sorel ne aude, ne poate răspunde. Domnul profesor Sorel? Good evening. Sună, preocupe, tu. We are having some difficulties with the sound, but... Okay, acum ne auziți? Bună seara, mă auziți? Vă auzim, domnul profesor, bună seara! Da, bună seara! Îmi face o deosebită plăcere de a fi virtual cu dumneavoastră și, în primul rând, doresc să vă felicit pentru acest sfert de viacol de activități pe această insulă. Mulțumim frumos! Îmi face o deosebită plăcere să fiu cu dumneavoastră virtual, cu studenții, cu profesori și colegii și aș dori să abordăm subiectul în două tranșe, dacă sunteți de acord. Voi face doar o mică prelegere, cam de 10-15 minute și să împreună să avem un dialog de 15-20 minute după aia. Suntem de acord, așa? Sigur. Bine, perfect. Deci, trăim într-un secol foarte interesant, secolul 21, în care descoperirile științifice sunt extraordinare. În domeniul genomului uman, în domeniul tehnologiei informatice și, în sfârșit, cu inițiativa președintelui Obama de acum câteva luni, în luna martie, când a provocat oamenii de știință cu ideea de a explora secretele care mai rămân și majoritatea din ele rămân, ale creierului. Președintele Obama a propus ca următorul deceniu să fie dedicat cercetărilor despre creier, în care guvernul american a alocat $100 de milioane, fiind conștient că această primă tranșă de $100 de milioane va fi insuficientă pentru a descoperi toate secretele creierului, dar e un punct de demarare. Deci aș dori să ne gândim în această seară, în aceste trei domenii, dacă doriți, genomul uman, creierul și tehnologia informatică. Acestea sunt, după părerea mea, câteva puncte de reper foarte interesante pentru viziunea pe care o am al învățământului superior, model al învățământului superior pentru acest secol. Și suntem confruntați și cu un paradox. Care e paradoxul? Paradoxul e că am făcut descoperiri științifice extraordinare în ultimul secol și în ultimele câteva decenii, însă n-am pregătit prea multe inovări în domeniul învățământului, al instrucțiunilor, al formațiunii studenților la nivel de liceu și la nivel universitar. Deci, o oportunitate extraordinară care există la acest debut de secol 21 e de a dezvolta laboratoare inovative pentru formațiune în domeniul învățământului superior, cât și în domeniul învățământului liceal și chiar cel elementar, a școlii elementare și secundare. Deci e o oportunitate pentru dumneavoastră, tinerii acestei generații, de a vă gândi nu numai la științele de bază al genomului uman, al creierului, sau al moleculelor, al particulelor atomice, dar și al sistemelor, sisteme de formațiune, de învățământ și poate chiar și al sistemelor de sănătate. Deci trebuie să abordăm această temă a inovării transsistemică. Deci nu e necesară numai și oportunitate care există de colaborare transdisciplinară, dar și de inovare în aceste sisteme. Această provocare e o provocare care e nu numai pentru sistemul public guvernamental, dar și pentru cel privat. Și al treilea
să spun eu, aspect acestei provocări, e necesară și o colaborare între aceste două părții, cea publică și cea privată. Nu sunt antitetice, sunt complementare. La ora actuală însă nu există un dialog profund sau productiv între aceste două părții, public și privat, care trebuie să o deschidem și să o dezvoltăm. Deci, vă propun să ne gândim în acest dialog care va urma în următoarele câteva minute, care sunt ideile pe care le aveți, domniilor voastre, în aceste domenii al inovării, al colaborării transdisciplinare, transsistemice și al colaborării între domeniul public și privat. Fiindcă suntem deja, avem capabilitatea de a prezice care vor fi oportunitățile în următoarele două sau trei decenii în ceea ce vă privește, ocupații, ce să studiați, ce vă interesează și cum vom putea îmbina subiectele care vă interesează cu oportunitățile care se vor dezvolta la nivel local, național și global, fiindcă trăim într-o lume globală. De fapt, vreau să vă doresc să vă dau un mic exemplu. În acest context al transdisciplinarității și al oportunităților de noi descoperiri științifice și de integrare transdisciplinară, acum câteva 2-3 săptămâni am avut o mică corespondență cu un tânăr prieten al meu, fiul a unor prieteni care italieni, care s-au îndrăgostit de România, domnul tatăl, e un om de afaceri în domeniul oțelului și a cumpărat două uzine de oțel în România. Acum eu locuiesc în Brazilia, unde fac același lucru cu oțelul, iar băiatul, fiul lor, Ludovico, a început facultatea la noi în Washington, la Georgetown University. Și am scris o mică notă acum câteva 2-3 săptămâni întrebându-l: Ludovico, ce faci în această vară? Cu ce te ocupi? Ce credeți că a spus? Cineva vrea să ghicească? Vă întreb. Avem un microfon? Studenții pot să participe la această întrebare? Se mută în România cumva? Dacă e România, nu. Nu e România. Se mută în România, asta era răspunsul? Parte de România. E în Europa. Însă, ce credeți că face el în această vară și în ce domeniu sau domenii? Vă dau așa un mic, a little hint. Ce credeți? Cineva vrea să ghicească, poate. Metalurgie? Nu mai spun suspens, vă spun. Ce m-a impresionat foarte mult despre acest băiat, mi-a trimis această mică și a spus: domn profesor, fac vara asta câteva chestii. Și mi-a spus ce face. În prima tranșă a verii, lucrează într-o companie de comunicare, computer. A doua tranșă a verii lucrează într-o companie de investiții financiare și în a treia tranșă a verii va lucra la o mare companie de produse de deserturi, Lazzaroni. Și spunându-mi, doresc să mă familiarizez cu diferite domenii și oportunități. Deci, vedeți, chiar el, într-un fel, exemplifică ceea ce doream să vă spunem de la început. Secolul 21, pregătindu-vă pentru a fi în domeniul unui aspect al muncii, nu e și nu va fi cum a fost în secolul 19 sau 20, când oamenii începeau o carieră și cuvântul carieră e apt, adică ceva care încep munca și acolo termin până când ești la pensie. În secolul 21, modelul va fi foarte diferit. Și Ludovico exemplifică modelul care el se va confrunta în acest secol. Adică, va fi foarte rar când cineva va începe un lucru la vârsta de, să spunem, 25 de ani, un serviciu, și la vârsta de 70 de ani sau 65 sau 60 de ani va face același lucru. Foarte rar. Deci gândiți-vă care sunt implicațiile acestui traseu cu aceste oportunități ale inovării, transdisciplinarității și al flexibilității de a putea merge dintr-un domeniu într-un altul. Acest aspect al flexibilității și de a transforma
capabilitatea dumneavoastră individuală de a fi adaptivă oportunităților care vor ieși în decursul decenilor, are implicații, bineînțeles, pentru ce fel de sistem de formațiune dorim să creăm. Ce model de învățământ superior? Ce model de liceu? Ce model de școală elementară? De grădiniță? Deci, vreau să vă propun acest exemplu al tânărului Dovigo ca un exemplu a provocărilor și un răspuns al unui tânăr de 19 ani în fața acestor provocări. E și o provocare a dumneavoastră și aș dori foarte mult să aflu care sunt ideile dumneavoastră în acest principiu. Deci, al transdisciplinarității, al colaborării, al colaborării transdisciplinare și transsistemice și de a vă pregăti pentru viață, de a avea flexibilitatea și capabilitatea de a exploata oportunitățile care se vor ivi. Vă mulțumesc și deschidem discuția. Înainte de asta, vă mulțumim foarte mult. Alături de mine vreau să vă prezint pe cei care vă vorbesc în această seară. Este Sorin Repanovici, coordonatorul general al Academiei de Vară Atlantic Ron. Apoi, în stânga mea... Seara, domnule Sorin. În stânga mea este Heather Caton. Heather. Este președintele World Genesis Foundation. Iar eu sunt Gabi Vulsan, ne-am cunoscut prin intermediul e-mail-urilor pentru a realiza această videoconferință. Avem câteva întrebări pregătite pentru dumneavoastră, dacă ne puteți răspunde, și apoi vom mai lua și din public câteva. Putem începe? Da, vă rog, cu plăcere. Sigur că de la participanții taberei au venit întrebările. Ați afirmat în articolele noastre că sistemul actual de management în domeniul sănătății mentale nu este viabil, este ineficient. Și știm că aveți o activitate la nivelul Comisiei de Sănătate de la OMS, de la Organizația Mondială a Sănătății, da, unde încercați să propuneți strategii noi pentru politicile de management al sănătății mentale. Ne puteți spune câte ceva despre aceste noi strategii? Cu plăcere. De fapt, pasiunea mea e de a zdruncina puțin aceste silozuri. Adică modelul sănătății și modelul sanitar e un model, să spun eu, al secolului 19, în care avem o serie de silozuri care au fost construite pe baza modelului de specialități în medicină. Această dezvoltare pe linie de specialist a fost foarte utilă și continuă să fie utilă, însă e insuficientă, având în vedere explozia cunoștințelor și științelor, e nevoie de a dezvolta un nou model care va fi deasupra acestor silozuri. Deci, dacă vă gândiți aceste specialități la ora actuală, când ai un organ care nu funcționează bine, ești trimis la, după ce vezi medicul primar, ești trimis la un specialist. Fie că e vorba de inimă sau de ficat sau de plămâni. Adevărul e că această orientare bazată pe organe, fie creier, inimă, plămâni, ficat, stomac, etc., e ceva care a funcționat relativ bine, o spun eu, dacă ar fi să dăm o notă acestui sistem, cum a funcționat în secolul 20, eu aș spune, dăm o notă poate 7 sau 8, aș spune, cam așa ceva, adică a funcționat relativ bine. Dar trebuie să ne gândim care ar fi modelul optim, având în vedere explozia cunoștințelor. Și modelul optim e, poate fi, nu e cum să spun un mister. Pentru a răspunde la această întrebare, care ar fi modelul optim, trebuie să revenim la un aspect de bază. Aspectul de bază e corpul nostru. Corpul nostru are secretele acestui model. Cum funcționează acest corp? Funcționează în silozuri, în organe care funcționează separat, care sunt trimise unul câte unul la specialiști? Nu! Corpul nostru funcționează ca un sistem integrativ al organelor, bineînțeles, începând poate și mai devreme, să spunem, la nivel molecular, genetic,
celular, organic, sistem, corp, integrativ în toto. Acest model care e reprezentat chiar de corpul nostru, deci e foarte accesibil ca model, e un model sistemic, sistematic și integrativ. Această schemă sistemică, sistematică și integrativă, care o reprezintă virtual și real corpul nostru, e o schemă care trebuie să o traducem în practică. O orientare spirituală ecumenică are și un rol foarte important, nu numai în stagiul 3, stagiul 3 dacă utilizăm schema sănătății publice, care avem 3 trepte, prevenire primară, prevenire secundară și prevenire terțiară. Prevenirea terțiară e vorba de tratamentul propriu-zis. Prevenirea secundară, vizită la medicul de familie. Dar prevenirea primară are un rol foarte de a educa indivizii despre care sunt obiceiurile, comportamentul, ce mâncăm, ce fel de exerciții facem fizice. Spiritualitate, părerea mea, s-ar încadra și se încadrează excelent în domeniul prevenției primare și cât și în celelalte, secundare și terțiare, dar în special în prevenția primară. Mulțumesc frumos pentru răspuns. Ok, mai avem o întrebare. Câte generații, e vorba practic de faptul că societatea devine din ce în ce mai dinamică și probabil că suntem cu toții de acord cu acest lucru și am vrea să înțelegem la câte generații sau câte generații aveți în vedere în momentul elaborării politicilor de sănătate, dar fiindcă sunteți totuși membru al Organizației Mondiale a Sănătății și atunci când elaborăm când se elaborează aceste politici, se au în vedere și generațiile viitoare. Da, e o întrebare foarte bună. Bineînțeles, aici e încă o provocare care e un exemplu foarte bun despre ce discutam a priori. Adică avem capabilitatea la ora actuală, cu ajutorul tehnologiei informatice, să creăm anumite jocuri ale viitorului, de a proiecta în viitor, știind datele pe care le avem acum, știind care sunt aspectul climateric, aspectele economice, deci de macro, de a putea transforma această bogată sursă de date, de a le încadra în a preconiza ce fel de sisteme de sănătate vor fi necesare nu numai pentru această generație, dar în cursul vieții, deci o proiectare de, zicem, 50, 60, 70, 100 de ani. Avem posibilitatea de a face aceste proiectări la ora actuală cu ajutorul tehnologiei informatice și de a le readapta sau reevalua în cursul implementării. Mulțumim frumos! Domn profesor Sorin Repanović, vreau să vă mai întreb legat de următorul aspect, vreau să mai întreb. Cum aveți școala românească de medicină? Și da, după aceasta v-aș mai întreba cum colaborați cu cei din zona academică din România. Știu că ați făcut chiar evenimente importante în România în domeniul medicinei. Școala de medicină românească a fost una din cele mai bune școli de medicină din Europa. Și cred că ar putea să aibă un viitor strălucit și în secolul 21. De fapt, am avut anumite discuții, se spune la ora actuală, informale, fiindcă reputația medicinei, în special românești, continuă să fie foarte bună. Vedeți, din păcate, mulți din medicii care sunt în formațiune la România pleacă în străinătate din cauza, în primul rând, că sunt talentați și sunt căutați în vest și a doua, fiindcă nu sunt posibilități de avansare în domeniul existent în România. Deci avem o provocare masivă, cred eu, pentru țara noastră natală în acest domeniu. Adevărul e că țara noastră natală are un capital uman extraordinar. Tot atât de bun cât și alte țări din lume. Poate mai bun decât multe alte țări din lume. Deci,
Asta e un mare atu. Capitalul uman românesc este extraordinar. Avem o tradiție în medicină care e centenară, de fapt facultatea Carol Davila a fost fondată, mi se pare, în 1857, deci în aproape 200 de ani, aproape 200 de ani. Dar, la ora actuală, având în vedere această bună reputație, continuă să atragă foarte mulți studenți din țară și din străinătate. Și nu știu dacă știți acest mic detaliu, eu am fost foarte plăcut surprins și chiar l-am felicitat pe domnul rector Ionel Sinescu acum câteva zile. Pentru prima dată în aproape 25 de ani, cam de vârsta Atlantic Ron, pentru prima dată în 24 de ani, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie în Craiova Davila a avut cel mai mare număr de aplicanți pentru a intra în anul de la medicină. 4.500 de aplicanți pentru aproape 800 de locuri. Condițiile actuale, fizice, condițiile fizice ale universității, părerea mea, am văzut, e extraordinară, însă nu mai poate face față cerințelor, adică avem nevoie și avem un interes în medicina românească care se manifestă la nivel intern de către tinerii români și la nivel internațional, fiindcă cursurile se predau și în limba engleză la ora actuală la Universitatea Carol Davila. De aceea, unul din visurile mele, vă dezvăluie un mic secret, m-am gândit că, și poate sunt niște parteneri în audiență, tineri și nu, chiar nu așa de tineri, să se alăture de mine și de echipă. M-am gândit că ar fi de rigoare de a considera și de a evalua posibilitatea de a dezvolta un nou campus medical al secolului 21 în București, la Universitatea Carol Davila, adăugând împreună aceste avansuri excepționale, aceste descoperiri științifice extraordinare, de a utiliza tehnologia informatică pentru a dezvolta inovări în domeniul formațiunii și de a lansa un nou impuls cu un nou elan al medicinei românești în secolul 21. Deci, dacă sunt potențial parteneri în audiență, vă stau la dispoziție să discutăm mai pe pendelete ideea pe care o am, inovativă, de a dezvolta un nou campus universitar medical al Universității Carol Davila conform posibilităților secolului 21 la București. Am discutat informal această idee și cu domnul primar. Deci, din punct de vedere spațiu, există spațiu. Spațiu adică, să spunem, teren. Deci, e o idee care e precoce, e la început. Deci, dacă sunt colegi și tineri interesați de a tatona această idee mai departe, cu plăcere. S-ar putea să reviu și România toamna aceasta, în care vom putea chiar o discuta tet-a-tet. Vă mulțumesc! Domnule profesor, mulțumim și noi! O să încheiem cu Gabi Bulsan. Sunt. O să încheiem cu o întrebare din public. Îl avem alături de noi pe domnul profesor Leon Zăgrean de la Universitatea de Medicină Carol Davila, care este și lector în cadrul Academiei de Vară Atlanticron. Am să-l invit lângă mine pentru a vă adresa o întrebare și poate apoi facem și o conexiune directă, având în vedere dorința noastră de a dezvolta relații directe pentru o activitate mai bună în cadrul Universității de Medicină. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Sunt profesor de fiziologie și neuroștiințe la Universitatea Carol Davila din București. Mă bucur să vă aud aici, în această zonă absolut splendidă, și mai ales să aud gândurile dumneavoastră bune pentru Universitatea de Medicină din București. Sigur că eu nu pot să mă asum acum funcția de a pune în discuție ceea ce dumneavoastră ați propus, mai ales dacă ați vorbit și cu domnul rector, dar pot să vă promit un singur lucru, că vă susțin ideea atâta timp cât voi exista în această funcție în Universitatea de Medicină. Cred că este o idee bună și care este chiar necesară.
aș vrea să vă pun și o întrebare din partea mea, dacă se poate. M-auziți? Da. Așa, ca profesor de fiziologie și adept al fiziologiei integrative, am impresia că s-a ajuns oarecum la un gen de strâmtoare din perspectiva științei reducționiste, inclusiv din perspectiva biologiei moleculare și celulare, în ceea ce privește abordarea holistică a omului în sensul a ființei umane, pentru că știința actuală se ocupă, cum ați spus și dumneavoastră, de studiu pe compartimente, unii depășesc acest studiu pe compartimente funcționale și ajung la funcție de integrare. Dar s-a neglijat, sau asta e impresia mea, componenta informațională sau spirituală a ființei umane și mai ales în relația om-om și om-mediu. Cam unde credeți, și acest lucru nu este numai în România, bineînțeles, este la nivel internațional, cam unde credeți că ar putea să fie implementată educația atât a viitorilor medici, cât și a viitorilor cetățeni în ceea ce privește îmbunătățirea conviețuirii, să zicem, interpersonale, inclusiv educație și raport cu mediul. Vă mulțumesc! Dacă am înțeles bine întrebarea, se adresează relație om-mediu, așa ați spus? Da, da. Da. E o provocare extraordinar de relevantă secolului 21, care nu este încă abordată suficient la nivel educațional. Eu cred că cel mai bine, adică trebuie să abordăm această provocare extraordinară și de care despre această pistă, de această platformă om-mediu, de fapt, e una din platformele esențiale supraviețuirii speciei umane pe această planetă. Ați pus o întrebare care merge direct la miezul supraviețuirii omenirii, care e foarte importantă. Deci această platformă, om-mediu, e, cum să spun eu, quintesența supraviețuirii speciei noastre, dar nu numai speciei umane, a tuturor speciilor de pe această planetă. Și deci, eu cred că timpul e relativ scurt de a ne adresa această provocare și de a realiza, de a avea soluții multiple și eficace. Trebuie să abordăm la mai multe nivele, adică trebuie abordate la nivel de decizii politice, la nivel economic, dar și la nivel educativ. Și la nivel educativ trebuie să fie și ea transsistemică, adică acest nivel educativ să nu se aștepte de a fi abordat abia când studenții ajung în facultate sau când sunt deja în domeniul muncii. E nevoie de această provocare, această platformă să fie transsecțională, începând chiar de la grădiniță, școală elementară, liceu, universitate și așa mai departe, cât și la nivelul decizional politic. Ar fi, eu cred, una din idei pe care eu le consider demne de a face parte de un laborator special, inovativ, pentru dezvoltarea acestei idei sistemice, sistematice și poate chiar să abordăm această idee vara viitoare la Atlanticron. Domnule profesor, în primul rând, auziți? Da, vă aud, puțin mai aproape de microfon. Deci, în primul rând, vă mulțumesc pentru acceptul acestei provocări, o considerați și dumneavoastră provocare. Subiectul abordărilor noastre aici, la Atlanticron, s-a axat, în general, s-a focusat pe acest aspect și mă bucur că sunteți de acord cu această necesitate obiectivă a timpurilor noastre. Aș fi foarte bucuros, în nume personal vorbesc acum, dacă am putea găsi eventual ceva posibilități de colaborare în acest sens. Eu sunt un susținător al acestei idei
și în cadrul universității și în media din România am avut suficient de multe intervenții și v-aș cere permisiunea, dacă se poate, să vă contactez, poate găsim până ce o să se ia decizii la nivel politic și la nu știu ce, poate găsim cumva o formulă de abordare mai rapidă și mai simplificată. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și eu! În încheiere mai avem o întrebare. Tot un membru al Centrului pentru Studii Complexe, medic rezident la psihiatrie. O să îi pasez microfonul să se prezinte. Bună seara, domn profesor! Mă bucur foarte mult că suntem împreună cu toți în această seară. Sunt de 6 luni medic rezident în psihiatrie, am absolvit Carol Davila și sunt preocupat deopotrivă și de științele complexității, de aplicabilitatea lor în investigarea, să zic așa, sau analiza corpului uman. Și vreau să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră aplicabilitatea instrumentelor științei complexității în psihiatrie? Mulțumesc! N-am înțeles ultimele cuvinte, aplicarea... Aplicabilitatea științei complexității în psihiatrie. Da, da, vă mulțumesc! După cum știți, dacă ne referim la modelul medicinei al secolului 20, e un model, cum spuneam adineaori, al specialităților, în care intervențiile și cercetările sunt bazate pe diferite organe. Organul psihiatriei, mă scuzați că vă fac acest prealabilă precizare, organul psihiatriei e creierul, dar nu numai. Adică creierul e organul principal al psihiatriei. Însă, în domeniul bolilor psihiatrice nu pot fi explicate la ora actuală, prin știința pe care o avem și cunoștințe pe care le avem, nu pot fi explicate numai prin creier. Deci există o comorbiditate, să spunem, o coexistență între diferite aspecte care contribuie la bolile psihiatrice, inclusiv organul psihiatrie, creierul, dar nu numai. Modelul care reflectă în mod cel mai transparent, să spunem așa, care e provocarea complexității în domeniul psihiatriei, e că aceste boli, știți, de mulți ani s-a căutat, am descoperit genomul uman, credeam că vor fi aspecte specifice, genetice, care pot fi identificate cu o boală specifică. Ei, nu s-a descoperit așa ceva și nu cred că se va descoperi așa ceva. Părerea pe care o abordez la ora actuală, bazat pe o cercetare și o conferință pe care o organizasem acum 10 ani, în care îmbinasem cercetările din domeniul creierului cu cercetările din domeniul genomului uman. Și implicarea a fost în această abordare de a ne gândi care sunt aplicațiile acestor două piste de cercetări, ale creierului și al genomului uman, către psihiatrie și medicină primară. Concluziile pe care le-am avut acum 10 ani și care s-au dovedit a fi prezicătoare, adică nu credeam atunci, cu toate că aveam speranțe, și nu credem acum că vor fi exact locuri specifice pentru bolile psihiatrice pe genom uman. Însă, e un domeniu al complexității foarte bogat, fiindcă primele descoperiri pe care le avem la ora actuală sugerează că există o interacțiune între diferite aspecte ale genomului uman, deci între geni și mediu. Deci, la nivel științific propriu-zis, imediat acest aspect al complexității, al interacțiunii între ceea ce se întâmplă la nivel de bază, molecular, genetic și mediu, e o dimensiune a complexității care trebuie explorată. La ora actuală nu există prea multe studii. De fapt, dacă vă interesează domeniul cercetării, v-aș încuraja chiar să vă gândiți poate la un mic proiect.
de care trebuie să fie longitudinal, adică ceva care poate fi observat o perioadă de câțiva ani, 5-10 ani, care sunt primele manifestări și care sunt aspectele genetice care se găsesc cu mediul în care acești indivizi există. Deci, mediul complexității și domeniul complexității e un domeniu foarte apropo psihiatriei, cât și al dezvoltării acestor noi sisteme sanitare de care vorbeam adineaori, în care trebuie să ne gândim de a ieși din silozuri, poate chiar de a le distruge, și de a crea acest nou sistem sanitar, care e complex, care e bazat pe o integrare sistemică, sistematică al acestor componente, care la ora actuală sunt foarte fragmentate. De fapt, una din cauzele eficacității limitate a sistemelor sanitare și a costurilor exagerate a sistemelor sanitare e din cauza fragmentării și absenței integrării sistematice și sistemice, în care știința complexității ar putea ajuta enorm. Sper că v-am răspuns întrebării. Da, mulțumim foarte mult. Lansăm această ultimă întrebare ca pe o provocare de a continua, să zicem, un posibil proiect deschis de colaborare și dezbatere cu noastră. În încheiere o să dau cuvântul lui Heather Caton pentru a vă transmite câteva gânduri. Hello, Heather! Hello, Heather! Hello! Professor, thank you so much for being with us tonight, and it's great to see you. Buona sera. Although I have Buona to sera. Buona sera. Although I have to admit my Romanian is not as good as I would like it. I thought you were foarte interesante. Mulțumim foarte mult from all of us here at Atlanticron. It's so good to have you here with us. Well, thank you very much. I wanted to see that Sorin convinced me that I must speak in Romanian, so I obliged him. But I hope that you understood what I said. And I just wanted to, also before leaving, I wanted to just make a small correction. You should know where I was born. I was born in Fălticeni, a little town in northern Romania. Thank you. Yes. I understood a bit of it. Thank you so much. I think, domnule, că este greșeala mea, pentru că urmează să intrăm în direct mai târziu cu un alt invitat din Statele Unite care are rădăcini în România și familia lui este din Cernăuți. Aceea a fost greșeala mea. M-a corectat un cunoscut al dumneavoastră, Geo Bobonac, căruia îi mulțumesc că ne-a pus în legătură și a facilitat cumva accesul la dumneavoastră, dându-ne contactul și, mă rog, de e-mail și telefonul. Geo Bobonac este aici între noi. Mulți medici sunt aici, mulți oameni speciali care împărtășesc participanților multe, multe informații într-o unitate de timp foarte scurtă, decât 10 zile pe an. Deci, în încheiere, înainte de a spune la revedere, aș dori să-i mulțumesc lui Joe pentru a fi făcut această legătură providențială între dumneavoastră și mine și sperăm că pe această platformă acestei seri minunate pe care am petrecut-o împreună să clădim un edificiu sistemic, sistematic și integrativ al inovării și tranziției și priorității secolului 21. Vă mulțumesc mult! Mulțumim frumos! La revedere, domnule profesor Sorel! Mulțumim foarte mult!